Domn polițist, nu vă deranjează mașini parcate la kilometru zero, ilegal, pe trotuar? Domnule, vedeți că noi suntem implicați mâine în defrontizare. Da. Dar pe cine să anunț că acolo o femeie cerșește cu 3 copii? Poftim? O femeie cerșește cu 3 copii la magazinul numărul 1. Pe cine să anunț? Nu știu să anunț. Da? Da, dar vedeți că nu stau degeaba. Nu stau degeaba. Scot mașinile, că era plin până acolo. Am înțeles. Aveți treabă. Da. Deci Igor Boțan pe alături. Și o grămadă de oameni trec și nu observă că mama asta cerșește copiii în stradă. Bine, azi nu-i frig ca ieri, dar tot e iarna. Sunt 4-5 grade afară. E criminal să ții copiii în stradă pentru așa activități. Și-a mai anunțat polițaie de el că are alte priorități. Fluidizarea traficului. Traficul ar fi mai fluid dacă n-ar fi mașini parcate acolo. Prima bandă, toată strada asta, Vlaicu Părcălab. Dar cui îi pasă?